Marți 23 aprilie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit de creștinii ortodoxi. Una din cele mai străvechi practici răspândite în ziua de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu mănunchiuri de salcie care se așează la intrarea în casă. Acest obicei marchează renașterea naturii. Părintele Angel Prelipcean ne spune despre semnătatea acestei zile. Suntem pe data de 23 aprilie, când creștinii ortodoxi prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este important, personalitatea sa, viața sa, atât pentru istoria bisericii, pentru a cunoaște perioadele sau prin ceea ce au pătimit creștinii la un moment dat în istorie, dar e foarte important și pentru noi astăzi, pentru că rămâne un model în relația omului cu Dumnezeu. S-a născut în Capadocia la începutul secolului al III-lea, dintr-o familie cu părinți creștini. Probabil era o rânduială ca tinerii la un moment dat să îmbrățișeze cariera militară, așa și el intră în armata romană. În scurt timp deducem faptul că el avansează în armată, ajungând ofițer, și aceasta probabil datorită felului său de a fi ca soldat, a misiunilor pe care le-a îndeplinit, a vitejii, a curajului, dovadă faptul că la o vârstă era foarte tânăr, la 20 ceva de ani, ajunge în garda pretoriului. Garda pretoriului era un fel de unitate de elită armatei romane, erau soldați însărcinați cu paza împăratului. Erau aleși cei mai curajoși, cei mai buni dintre toți. Ajunge la Roma să fie în garda împăratului. N-a fost un împărat oarecare, a fost cel mai mare prigonitor al creștinismului din primele secole, Dioclețian, care a dat mai multe edicte. În 303-304 este cel mai sângeros edict, în care dacă până înainte creștinii erau exilați, li se confisca averile, erau alungați de multe ori, de data aceasta se cere execuția tuturor, deci nu mai există alte variante. În momentul în care împăratul Dioclețian în senat citește decretul, Gheorghe, ofițerul Gheorghe, tânărul ofițer, nu mai poate răbda când aude ceea ce urmează și mărturisește în fața tuturor că dacă îi se înceapă prigoana, se înceapă cu el, este creștin. Urmează ca mai toate dățile, prima dată încearcă să-l facă să-și schimbe hotărârea, crezând că e o stare de emoție, că încearcă să salveze pe creștini. El rămâne în continuare, rămâne ferm în atitudinea sa, mărturisește că este creștin și nu-i nimic de schimbat. Singurul lui împărat este Hristos, iar slujind pe Hristos a ajuns să slujească și pe împăratul de la Roma așa cum l-a slujit, cu foarte multă pricepere și arătând faptul că nu există un conflict între a fi creștin și a fi un bun soldat, un bun cetățean al Imperiului. Cum de altfel se credea că creștinii pun în pericol existența Imperiului Roman. Urmează, după ce au încercat cu o vorbă bună să-l facă să-și schimbe părerea, urmează apoi chinurile,
așează pe piatra lui, pe pieptul lui o piatră de moară foarte mare, împiedicându-l să nu se mai poată respira, este apoi aruncat într-o groapă cu varvă, 3 zile ținut, pus să meargă niște papuci cu cuie în interior, alergat și o sumedenie, că aveau multe metode din acestea. În chip miraculos, Gheorghe se vindeca. Îl găseau mereu, mereu înapoi sănătos. În felul acesta, și torționarii și păgânii, văzând felul că, deși era trecut prin aceste chinuri, rămânea sănătos și cum era înainte, cumva nu puteau să-i facă niciun rău, au început să creadă. A început o parte dintre păgâni, au început să spună că singurul și adevăratul Dumnezeu este Iisus Hristos, că Dumnezeul lui Gheorghe. Bineînțeles, asta a durat, nu e vorba de zile, e vorba de luni. În cele din urmă, pe 23 aprilie, împăratul Diocletian, văzând că o parte din cei care l-au chinuit pe Gheorghe înclină să devină, sau unii chiar au devenit creștini, deci hotărăște decapitarea lui.